În ultima perioadă s-au înregistrat tot mai multe sesizări cu privire la depozitări necontrolate de deșeuri în comuna Schitu, astfel că mai mulți comisari ai gărzii de mediul s-au deplasat la fața locului pentru a verifica zona semnalată. În urma controalelor au constatat faptul că pe raza localității Schitu, sat Greci, în imediata vecinătate a DJ546A, într-o vale naturală, sunt depozitate necontrolat deșeuri menajere, în amestec cu deșeuri de construcție și deșeuri reciclabile pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Terenul se află într-o zonă izolată între localitățile Greci și Șerbănești, neputând fi supravegheat permanent. Urmarea postărilor din mediul online cu privire la depozitările necontrolate de deșeuri din localitatea Schitu, județul Olt, Comisariatul Gărzii de Mediu Olt a efectuat verificări în zona semnalată, constatând că pe raza localității Schitu, în satul Greci, în imediata vecinătate a DJ546A, într-o vale naturală, sunt depozitate necontrolat deșeuri menajere în amestec cu diferite alte deșeuri reciclabile, deșeuri de construcții, pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați. Terenul se află într-o zonă izolată între localitățile Greci și Șerbănești, neputând fi supravegheat permanent. În urma verificărilor, comisarii Gărzii de Mediul au constatat totodată și faptul că zona nu este inscripționată cu privire la interzicerea depozitărilor necontrolate de deșeuri. UAT Schitu nu a organizat acțiuni de control privind păstrarea curățeniei în locuri publice, iar cetățenii nu au fost înștiințați înscris cu privire la interzicerea acestor depozitări. Pentru nerespectarea obligației de a organiza acțiuni de control cu privire la păstrarea curățeniei în locurile publice, primarul localității a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei și au fost stabilite măsuri de remediere privind salubrizarea zonei afectate de deșeuri, transportul acestora în baza contractului încheiat cu serviciul de salubritate și blocarea accesului cetățenilor și a mijloacelor de transport în zona afectată de depozitări necontrolată, respectiv zona Cleaja din satul Greci. Au fost stabilite măsuri de remediere în sarcina Autorității Administrației Publice Locale Schitu privind salubrizarea zonei afectate de depozitări necontrolate de deșeuri, transportul acestora în baza contractului încheiat cu serviciul de salubrizare, blocarea accesului cetățenilor și a mijloacelor de transport către zona afectată de depozitări necontrolate, montarea unei plăcuțe avertizoare cu privire la interzicerea depozitării deșeurilor în această zonă, informarea cetățenilor din satul Greci prin adrese scrise cu privire la interzicerea depozitării deșeurilor în zona Cleja, sat Greci.